Conform calendarului ortodox, postul Crăciunului începe la jumătatea lunii noiembrie și se sfârșește pe 24 decembrie. Pe durata a 40 de zile, credincioșii își aduc aminte de postul lui Moise de pe muntele Sinai, când acesta aștepta cuvintele lui Dumnezeu scrise pe lespezi de piatră în tablele legii. Tot astfel ne pregătim cu toții să întâmpinăm nașterea Mântuitorului Iisus Hristos prin curăție sufletească și apropiere de Dumnezeu. Multă înțelepciune duhovnicească a rânduit biserica zilele și perioadele de post, astfel încât să ne împlinim în modul cel mai înalt scopul de a ne întări împotriva patimilor și a postelor, dar și pe acela de a ne umple de dorul unirii, să ne pregătim pentru unirea cu El prin primirea în curăție și cu vrednicia Sfintei Euharistii. Între darurile postitorului sunt și ferirea de mânie, de acte înfuriate, de apace, răutate, de acte răzbunate. Timp de 40 de zile, credincioșii nu au voie să consume alimente de proveniență animală, cum ar fi carne, brânză sau ouă. Dar dacă în această perioadă Biserica Ortodoxă prăznuiește un sfânt din calendar însemnat prin cruce cu negru sau cu roșu, atunci creștinii pot să consume pește. Cât despre postul negru, reprezentanții bisericii susțin că acesta ajută la despătimirea sufletului, omoară poftele trupești și ajută la dobândirea harului Duhului Sfânt. Rămâne la latitudinea duhovnicilor și a credincioșilor, dacă și cum să țină această formă de post. Restricțiile alimentare din această perioadă au și un beneficiu real asupra sănătății. Este vorba despre o resetare psihică și fizică a organismului. Mai exact, perioada de post reduce riscul apariției unor boli, ajută la scăderea greutății corporale și detoxifică organismul. Postul creștin, în care nu mai mâncăm produse de origine animală, atunci când este ținut cu responsabilitate și, subliniez, varietate în alimentație, are beneficii uimitoare asupra întregului organism. S-a descoperit, de exemplu, că perioada de post reduce riscul apariției bolilor cardiovasculare și ameliorează simptomatologia acestora atunci când ele există. Postul ajută la scăderea grăsimilor, a trigliceridelor, a colesterolului și a tensiunii arteriale, ținând astfel sub control bolile de inimă. Postul ajută la scăderea greutății corporale, la menținerea sub control a glicemiei și la prevenirea diabetului. Pe lângă toate aceste beneficii, postul reduce anxietatea și depresia, ne dă o stare de bine și, nu în ultimul rând, încetinește îmbătrânirea. Postul, de asemenea, poate contribui la diminuarea anxietății și a depresiei, contribuie la creșterea autocontrolului și chiar a sentimentului de fericire. Nu în ultimul rând și nici pe departe, ultimul beneficiu este că postul ne ajută să îmbătrânim mai greu și ne prelungește viața. Diverse studii au arătat o corelație puternică între cei ce mănâncă mai puține sau chiar deloc produse de origine animală pentru o anumită perioadă și o viață mai lungă cu până la 15 ani.